Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chat-ul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. De ce ți-ai dorit să impresionezi alți oameni? Pentru că e important să fii plăcut, să ai relații, să ai prieteni și să ai o viață socială, pentru că dacă nu, vei ajunge un singuratic și ăla nu este un loc plăcut deloc. Așa că astăzi am să-ți arăt 7 pași pe care dacă îi urmezi vei lăsa o impresie excelentă persoanelor necunoscute, inclusiv fetei de care îți place, iar aceste 7 lucruri vor determina pe oricine să-și dorească să petreacă mai mult timp cu tine și să te cunoască mai bine. Hai să vedem despre ce e vorba. Vom lua fiecare pas în ordinea cronologică implementării sale în interacțiunea cu persoana pe care abia ai cunoscut-o și primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când întâlnești pe cineva este să zâmbești. Zâmbetul este la fel de contagios precum coronavirusul, adică când întâlnești pe cineva și îi zâmbești, sunt șanse foarte mari să îți zâmbească și el înapoi. Dacă zâmbești, zâmbetul ți se va întoarce. Asta este o regulă nescrisă a interacțiunilor sociale. De ce? Atunci când îi zâmbești unei persoane, înseamnă că te bucuri că o vezi și că ai întâlnit-o, iar asta va construi baza interacțiunii voastre. Dar atunci când zâmbești, ai grijă să nu fie un zâmbet fals, ci un zâmbet dușen. Un zâmbet dușen este atunci când zâmbești și cu ochii, nu doar cu gura. E important să fii conștient de această mică diferență atunci când întâlnești pe cineva necunoscut, pentru că își vor da seama imediat că nu te bucuri cu adevărat să-i vezi, ci pur și simplu vrei să fii amabil. După ce ai zâmbit, al doilea pas pe care trebuie să-l faci este să oferi un compliment. Unul dintre complimentele mele preferate atunci când întâlnesc pe cineva, în special o fată, este să îi complimentez un obiect vestimentar. Asta pentru că e un lucru pe care l-a ales ea și a depus efort, nu mama natură. Sigur, dacă îi complimentezi ochii, de exemplu, tot este un compliment drăguț, însă dacă îi complimentezi rochia, este un lucru pe care l-a ales ea și a depus efort. Pe lângă asta, te diferențiază de restul băieților care îi fac mereu complimente de genul ce frumoasă ești sau mai rău, ce bună ești. Faptul că tu ai ales să-i faci un compliment despre haine te va face puțin mai special și asta este mereu de dorit. După ce ai făcut complimentul, al treilea pas pentru a lăsa o impresie bună oricui este să li te adresezi pe nume. Sunt sigur că și tu ai pățit chestia asta, să te întâlnești cu cineva, să-ți spună numele și tu să-l uiți după nici 2 secunde. Sau invers, să îi spui numele cuiva și să nu și le aducă aminte, este foarte enervant și pentru tine și pentru persoana cu care vorbești. Însă am un truc care rezolvă această problemă și pentru mine a funcționat foarte bine și anume, atunci când auzi numele unei persoane pe care abia ai cunoscut-o, asociază-l cu o persoană cunoscută, de exemplu cu un prieten sau cu o rudă care are același nume. Salut, eu sunt Eddie, încântat de cunoștință. Exact cum am spus chestia asta, tu te gândești la o persoană cunoscută care are același nume. Iar dacă nu ai niciuna, te gândești la o vedetă cu același nume. De exemplu, Eddie Murphy sau Eddie Talent. Și astfel nu vei mai uita niciun nume niciodată și vei scăpa de momentul enervant și nepoliticos de a întreba din nou persoana respectivă cum o cheamă, lucru care poate fi deranjant pentru persoana respectivă pentru că nu ai fost atent atunci când ți l-a comunicat, fapt care înseamnă că nu îi dai importanță și de ce ți-ar da importanță ea ție. Și că tot vorbim de atenție, al patrulea pas pentru a lăsa o impresie bună este să practici ascultarea activă. Ascultarea activă este atunci când prin limbajul tău corporal îi arăți persoanei cu care vorbești că te interesează. Asta înseamnă să menții contactul vizual cu persoana cu care vorbești, să dai din cap ca semn de aprobare și să ai o poziție deschisă către ea. Pentru că oamenii adoră atenția, adoră să își expună problemele și ideile persoanelor din jur. Și dacă tu ești atent și îi asculți, vei fi mai bine privit în ochii lor decât cei care nu sunt dispuși să îi asculte. Al cincelea pas pentru a lăsa o impresie bună este să pui întrebări pentru a afla mai multe despre persoana cu care vorbești. Faptul că pui întrebări la fel îi arată că te interesează conversația și poți afla mai multe despre persoana cu care porți o discuție. Dar ai grijă să nu pui întrebări prea personale pentru prima întâlnire, pentru că poți fi privit ca un nesimțit. Al șaselea pas este să îți adaptezi discursul în funcție de personalitatea persoanei cu care vorbești, de situația în care vă aflați sau de statutul său social. Pentru că într-un mod vorbești cu un băiat sau o fată de vârsta ta pe care abia ai întâlnit-o și în alt mod vorbești cu un profesor pe care abia l-ai întâlnit. Nu poți să vorbești aceleași lucruri cu oricine. Trebuie să ai subiecte de discuție diferite pentru persoane persoane diferite. Ca să fii acceptat într-un grup, trebuie să îi înțelegi obiceiurile, altfel vei fi privit ca un ciudat social, un neintegrat, și oamenii nu vor vrea să te primească în grupul lor. De aceea este important să fii adaptabil din punct de vedere social. Și în final, al șaptelea pas pentru a impresiona pe oricine, dar de fapt ar trebui să fie primul, pentru că ceilalți pași nu au nicio valoare dacă nu îl implementezi pe ăsta, este să fii îngrijit. Să fii atent la cum te îmbraci, la cum îți faci părul, la cum miroși, pentru că e foarte important să miroși frumos, pentru că dacă puți, nimeni nu o să-și dorească să se apropie de tine. Îngrijirea personală este la fel de importantă ca ce scoți pe gură, pentru că nu vei avea ocazia să scoți ceva pe gură dacă ești respingător. De aceea, asigură-te că arăți pe cât de bine posibil atunci când te duci la o întâlnire importantă pentru tine și nu numai atunci. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să ne dați un follow la EDvIce pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost EDvIce sau Eddie și mâna data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!